Doamna Tatiana, da. Dumneavoastră vă spune bună ziua. Doamna Tatiana, sărbătorit ziua de naștere. Așa? Da. Și dați-vă că sătuze la ușa ta. Am venit cu o surpriză pentru dumneavoastră. Nu știesc. Intuiți din partea cui vine? Cum credeți dumneavoastră? Nu știu că e surpriză, au păstrează surpriză. Toată ziua așteaptă, nu știu ce, tot mă... Și... Nu, dincolo, știți, că atât de treabă, nu... Vă ținut-o în sus pat, da? Nu v-a vrut să vă spui. Ei, apoi au vrut să păstrează surpriză și... Așa? Și cred că surpriza a reușit. Ei, până la urmă, da. Așa? Și totuși ne spuneți din partea cui? Cred că la terți. Care pot, au venit, care nu... Sunt peste hotare, așa? Doamna Tatiana, uitați-vă, acest coșuleț cu flori va aparține dumneavoastră, da? O să vă rog mult. Mai avem o tortă, da? O să vă ajut. Și câteva cuvinte care eu o să le dau citire pentru dumneavoastră. O viață lungă să trăiești, cu multă demnitate. Să ai mereu doar bucurii și succes în toate. Norocul, fericirea să nu te părăsească, iar dragostea și iubirea mereu să te însoțească. Ce putem să-ți dorim în viața asta, zbușumată decât un trai împărătesc și multă, multă sănătate? La mulți ani, scumpa noastră mamă, te iubim din suflet! Mulțumesc! De la cele mai scumpe persoane, da? Acest mesaj este pentru dumneavoastră. Mulțumesc! A, câteva emoții care s-au răscolit în sufletul dumneavoastră. Da. Și să vedem ce le transmite dumneavoastră. Ce le spuneți copilașilor? Și pot să le spunem, dacă părinții dorim tot sănătate, fericire, să mai bine pe acasă. Și bă, sănătoși, fericire. Toate cele bune. Doamna Tatiana și noi venim cu sincer la mulți ani pentru dumneavoastră. Să fiți sănătoase. Și mereu să-i așteptați, da? Pe cei dragi cu brațele deschise. La mulți ani. Mulțumesc.